Salutare tuturor! Am promis că voi găti cu un buget restrâns și anume 10 lei. În 10 lei am zis că voi face 3 feluri de mâncare. Eu zic că am reușit destul de bine. Eu sunt vegană, nu mănânc carne, dar cred că dacă depunem puțin efort, cred că ne putem încadra în această sumă și chiar și cu carne. Am gătit o supă de găluști, tocană de cartofi și gogoși. Supa mai mult de 2 lei nu a costat, mâncarea de cartofi la fel, iar la gogoși în jur de 4 lei după calculele mele. Aici este supa de găluști, nu știu dacă se vede. Am pus la fiert morcov, l-am tocat cu ceapă. Și eu am pus și vegeta, folosesc vegeta la mâncare, nu știu dacă voi folosiți. De asemenea, puteți adăuga țelină și păstârnac în această supă. Iar aici sunt găluștile. Se văd? Nu se văd. Găluștile, pe care le-am făcut din 4 linguri de făină, 4 linguri de griș, o lingură de amidon și ceapă tocată mărunt. Eu am ales să pun ceapă granulată, că am zis eu că e mai ușor și că nu mă pricep să toc ceapă atât de mărunt. Așa, peste toate acestea am adăugat apă călduță și e pentru prima dată, recunosc, când fac. Am găsit o rețetă pe internet. Dar, ca și textură, seamănă foarte bine cu cele cu ou. După ce faceți această compoziție, o adăugați peste morcovul și ceapa care au fiert. Trebuie să le aduceți la punctul de fierbere. Și atunci vor arăta foarte bine. Sper să-mi iasă. Am spus, e pentru prima dată când fac. Pur și simplu desprind cu lingura și după aceea scufund lingura în supă. Și tot așa, și încă una, și încă una, o să încerc să mă mișc mai repede. Iar la mâncarea de cartofi, ceapă morcov pe care, și bulion pe care le călesc în apă, eu consum mai puțin ulei. După ce acestea s-au călit, adăugăm cartofii. Deci supa și tocana de cartofi, bineînțeles că la fiecare punem vegeta, dacă nu folosiți vegeta, puneți sare, piper, ce considerați voi condimente. Deci acestea două împreună au fost 4 lei și gogoșile. Le-am făcut din 250 de grame de făină, 175 de mililitri de apă călduță, 25 de grame de drojdie proaspătă, nu granulată, o linguriță de zahăr, 2-3 linguri de ulei. Dacă vreți, puteți adăuga și esențe. Peste făină am pus drojdia dizolvată în apă călduță și zahărul. Le-am amestecat, după aceea puțin câte puțin am adăugat apa și am început să frământ. După ce s-a legat cât de cât și a început să se formeze coca, am adăugat și uleiul pentru a se desprinde de mâini și pentru a deveni un aluat mai maleabil. Deci iată că în 8 lei am reușit să fac 3 feluri de mâncare.
Sper că reușesc să inspir pe cineva și o să încerc să mă filmez de fiecare dată când o să mă încadrez într-un buget atât de restrâns, în ideea că voi reuși să inspir sau să ajut pe cineva. Vă pup pe toți, toate cele bune!